ducem mai departe povestea fotbalului românesc. Un meci frumos am avut astăzi între Rapid și Botoșani în 16-le Cupei României Timișorana. Ambele echipe au mers cap la cap într-o sosire la fotografie, însă această competiție nu permite rezultat de egalitate. Trebuie să fie un singur învingător și acesta se va decide în minutele următoare. Minute de sânge rece, de nervi tari, dar și de un pic de noroc, pentru că până la urmă fotbalul este un sport unde șansa poate decide cine râde și cine plânge la final. Se va bate la poarta unde nu sunt suporterii Rapidului și se pare că Botoșaniul va fi prima. Drăghia se îndreaptă către poartă. Drăghia, cel care s-a întreținut cu galeria rapidistă în toată această pauză, i s-a strigat numele de nenumărate ori, iar Drăghia a ținut să le răspundă de fiecare dată. Trebuie să fie un erou, Drăghia, la aceste lovituri de la 11 metri și poate va fi premiat cu un derby Rapid Dinamo de către Gana. Fiulop este primul care bate pentru FC Botoșani. Fiulop față în față cu Drăghia. Fiulop, fără probleme, cel mai bun jucător al Botoșaniului, marchează. Este 1-0 pentru FC Botoșani la loviturile de la 11 metri. Este rândul rapidiștilor care răspund prin Alex Coman. Lazar este în poarta celor de la Botoșani. Coman, un nume răsunător la Rapid, mai ales când vine vorba de loviturile de la 11 metri. Coman a fost portar și a apărat și cu pieptul, ne aducem aminte, la un șut al lui Schumacher. Să vedem cum se va descurca Alexandru Coman. Alex Coman în duel cu Lazar, care încearcă să-l hipnotizeze pe linia de poartă cu mișcările sale acrobatice. Lazar, însă execuție fabuloasă a lui Coman. 1-1. Cum a bătut Coman acest penalti? Acolo e greu pentru orice portar să scoată o lovitură de la 11 metri, aproape de vinclu șutul lui Alexandru Coman. Grozavu trimite un fundaș, Michel Ngado, sau Mișu Ngado, să-i mai spunem încă o dată așa, cum le este drag moldovenilor. De obicei fundașii au sânge rece. Însă drag rapidiștilor le este Drăghia, cel care este acum față în față cu Ngado. Ngado! S-a dus Drăghia pe această minge, n-a reușit însă să o pareze. 2-1 pentru FC Botoșani. Până acum n-a ratat nimeni. Ce aproape a fost Drăghia. Și Ganea trimite tot un fundaș. Iacob, cel care a început meciul ca rezervă, însă a intrat pe parcurs. A jucat aproape tot, a lipsit doar 3 minute, să spunem. Iată-l pe Iacob, la fel de bine ca și Coman mai devreme. Rapidiștii au bătut mai bine penaltiurile până acum, este 2-2. Ganea trăiește pe bancă și nu în picioare aceste lovituri de la 11 metri. Ce bine ai spus, au bătut mai bine, dar este 2-2. Este modul în care fotbalul găsește să definească perfecțiunea. E 2-2 pentru Rapid. Și avantaj Botoșani, pentru că ei sunt cei care execută. Acum Bordeanu face 3-2 pentru Botoșani, din nou aproape de minge Drăghia. A bătut lângă bar Bordeanu. E greu pentru un portar să ajungă la acea minge. Iată cât de aproape a trecut Coman pe lângă ea. Laurențiu Buș pentru Rapid. N-are voie să rateze. Este 3-2 pentru Botoșani. Deja, orice ratare deja devine periculos. Buș
Simplu și este 3-3. Totul merge perfect pentru executanții din această seară. Brăghia i-a pus în mingea să o vrăjească. Să vedem cât de mult îl afectează acest lucru pe Rashid Brown, un alt jucător intrat pe parcursul acestui meci. Observăm preferința antrenorilor de a trimite jucători ceva mai proaspeți. Rashid Brown. Brown bate pe colțul celălalt. Drăghia s-a dus cam ca Ducadam pe același colț. A fost aproape să apere două penaltiuri portarul Rapidului, însă acest șut al lui Rashid Brown n-a avut absolut nicio șansă. Urmează rapidiștii prin țânc. Țâncii Rapidului, cei care s-au opus astăzi Botoșanului, o echipă ce a părut mai solidă, dar nu a reușit să se exprime. Pare un pic speriat țânc. Așa mi s-a părut. Trage cu tupeu însă și reușește să înscrie și el. Uneori spaima îți dă putere. Așa s-a întâmplat și în acest moment. Suntem acum la ultima serie de execuții. Nu s-a arătat nimic. Este 4-4 între Rapid și FC Botoșani. 4-4 ca la teatru, exact la peluza de lângă Teatrul Giulești. Young pentru Botoșani. Young și el, un jucător intrat acum de curând pe teren. Young și apără Drăghia! Prima ratare a acestui meci vine poate în cel mai important moment, adică în a cincea serie, ceea ce înseamnă că acum totul depinde de execuția lui Nicolae Vasile. Ce tupeu pentru Ganea să-l arunce pe Nicolae Vasile la ultima lovitură de la 11 metri. Se știe că acest puști minunat al Rapidului are un tupeu fantastic. În golul, în piciorul lui Nicolae Vasile stă calificarea Rapidului în optimile Cupei României. Nicolae Vasile își ia un elan destul de scurt, încearcă Lazar să-l păcălească. Vasile bate bine și Rapidul este echipa calificată în optimile Cupei României. A suferit 120 de minute Rapidul, dar a reușit această calificare. Eroi sunt toți jucătorii. Erou este și Drăghia, care a reușit să apere ultimul penalti al moldovenilor pentru ca Rapidul să meargă mai departe. În mare parte lui Drăghia îi se alocă și meritul pentru că Rapid a ajuns aici. Rapid sărbătorește, Rapid, echipa care a câștigat atâtea și atâtea trofee ale Cupei României, se bucură acasă în Giulești, în vreme ce oamenii pe care vedem acum triști sunt cei de la Botoșani, eliminați pe acest stadion la penalturi și din Cupa Ligii și din Cupa României. Mâine pe sport.ro de la 20:30 este Fortuna Câmpina Dinamo. Joi de la ora 6 Astra joacă la Mioveni, iar tot joi de la 20:30 la Berceni ajunge Steaua. Imediat pe sport.ro reacții de la această partidă dintre Rapid și FC Botoșani, cu Rapid care merge mai departe. Bogdan Hofbauer și Andrei Rădulescu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe sport.ro. La revedere! În care jucătorii și suporterii sunt împreună. Cupa României Timișoreana. Ducem mai departe povestea fotbalului românesc. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time